Evenimentul organizat la Râmnicu Vâlcea a fost gândit ca unul în care să fie celebrate atât tradițiile de toamnă, cât și costumul sustenabil. Pe lângă vecinii care au coborât în fața blocului cu mâncare, jucării și alte produse, la târgul de toamnă din cartier au fost prezenți și câțiva meșteri populari care au împărtășit din secretele meșteșugurilor pe care le practică spre bucuria celor mici mai ales. Se întâmplă un proiect pe nume Între Vecini, care presupune că ne extindem mini-comunitatea blocului nostru către ceilalți vecini și facem asta prin intermediul a 10 evenimente pe parcursul unui an. La noi acesta este al 5-lea. Ne strângem la oaltă, gustăm ceva bunătăți de sezon, aflăm ce meșteșuguri și arte au să ne prezinte oamenii din comunitatea noastră și, practic, sărbătorim împreună. Mi-a plăcut ideea asta de a închega comunitatea, pentru că noi am cam pierdut contactul unii cu alții, ne-am băgat în calculatoare, în ecrane și nu ne mai cunoaștem vecinii. Eu personal vin dintr-un timp în care vecinii nu erau foarte prietenoși. Cer scuză față și de vecinii mei, că n-am fost întotdeauna o vecină prietenoasă. Și îmi doresc să și repar asta și să, nu știu, să fiu cât pot eu așa mesagerul promovării comunicării între oameni, comunicării personale. Este extraordinar dacă am putea să facem astfel de evenimente lunar. Ar fi și mai extraordinar, dar da, eu sunt, chiar mă simt un om mândru și foarte fericit să fac parte din această echipă. Ne bucurăm să participăm, avem câteva chestioare și cu vânzare și atelier, cusături, jucării din lemn, pictură pe lemn. E un fel de joacă, dar în același timp este și o terapie. Folosim un praf de sare natural foarte fin, care prin pudrare îl și inspiră câte puțin într-o cantitate foarte mică și în același timp își fac și terapiile acum de sezon, pentru că tot au venit răcelile, tot s-a stricat timpul și atunci în cazul ăsta copiii au o tehnică de joacă și în același timp fac și imunizarea de sezon. Astfel de activități care să-i strângă pe vecini împreună vor mai avea loc și lunile următoare.